care are 2,6 stele pe Google din 118 recenzii. Cea mai proastă mâncare asiatică ever. Seara mănânci și dimineața te trezești cu toxi-infecție alimentară. Cel mai prost restaurant cu specific asiatic, cu cea mai proastă mâncare ever. O limonadă mizeră și pachetele de primăvară, 90% a luat nașpa. Salutare, oameni frumoși, și bine v-am regăsit pe canalul meu. Eu sunt Alex, iar în tipul de astăzi o să vorbim despre importanța recenziilor din mediul online. Cred că foarte mulți dintre voi, în momentul în care alegeți un serviciu, un hotel, un restaurant, un club, un orice, vă uitați la recenzii. Evident, de multe ori când vă uitați la recenzii, acestea uneori nu sunt reale. Bineînțeles că există și recenzii false, date de către prieteni, de către dușmani, de către neamuri, de către membrii din familie și așa mai departe. Dar haideți să vedem puțin cum funcționează recenziile. De exemplu, dacă ai găsit un restaurant de care are pe Google, și aici în principiu vorbesc de Google, recenziile de pe Google, are 5 stele, dar tu vezi că are 5 stele din 5 recenzii. Ei bine, acolo te poți aștepta la faptul că acele 5 stele sunt date de prietenii, neamurile patronului, da? Dar, de exemplu, când vezi că un restaurant care are 4,8, 4,9 pe Google din 100, 200, 500, 1000 de recenzii, acolo deja e ceva. Acolo deja poți să mergi cam la sigur. Evident, printre recenziile alea sunt și recenzii false și recenzii date de prieteni, dar este ceva mult mai concludent. De exemplu, am găsit pe Google un restaurant în București care are 2,6 stele pe Google din 118 recenzii, ceea ce mi se pare o notă foarte mică. Și haideți să citim câteva recenzii să vedem despre ce este vorba. Este un restaurant cu specific asiatic. N-am să citesc multe recenzii, n-am să dau numele restaurantului, n-am să dau numele persoanelor care au dat recenziile. Evident, acestea sunt publice pe Google. Dar eu nu vreau să pun niciun nume, nimic, pentru că nu vreau să o dăm în alte lucruri. Avem așa, prima recenzie de acum 3 luni. Am fost să ridic o comandă personală și a început să țipe și să înjure, să vorbească urât angajata care e managera. Înjura ca la ușa cortului că ea e mai ca mine, fără să-i zic nimic. Dezgustător comportament. Verificați camerele. Vocabular inadecvat, singura angajată care își bate joc de clienți. Frumos, nu mai luați nimic de la aceștia. Evitați mâncarea veche. Mergem la următoarea recenzie. Cea mai proastă mâncare asiatică ever. În seara asta, la Dâmbovița Mall, noodle și acri, cepar fermentat și după gust și după miros, o limonadă mizeră și pachetele de primăvară, 90% a luat nașpa. Bine, acum eu citesc așa cursiv pentru că ăștia nu prea știu de punct, de virgulă, adică măcar să le pună la final, așa, să le aranjăm noi după aia. Seara mănânci și dimineața te trezești cu toxi-infecție alimentară. Cel mai prost restaurant cu specific asiatic, cu cea mai proastă mâncare ever. Puiul fiert în ulei nu prăjit, vita de cea mai proastă calitate, plină de zgârciuri și mega prost gătită, totul extra vechi. Să nu mai zic că din comandă au venit și două produse lipsă, bătaie de joc pe banii clienților. Mâncare fără gust, cred că au folosit doar sare pentru condimentare, totul pare o fiertură de legume și carne. Am mâncat două meniuri puișor și am primit și o supă gratis. Ambele preparate au fost foarte ciudate, cred. Primul preparat cu noodles foarte grețos, iar supa gratis era o supă de nimic, foarte grețoasă și aceasta. Nu recomand, a și ieșit foarte sărat totul. Mamă, teribil, cea mai proastă experiență și calitate mâncare. Doar ce am comandat de la ei, o supă picantă, un noodles cu vită, pachetele, un sos picant și o varză. Efectiv, în afară de pachetelele alea, nu am putut mânca nimic. Ce vedeți în poze, am aruncat. Foarte sărate toate, nu se putea mânca. E urât să arunc mâncarea și de fel o mănânc chiar dacă nu e tasty, de foame, dar aici, man, nu se poate așa ceva. Până și varza era dulce cu multă, multă sare. Cam astea sunt recenziile negative de la un restaurant din București, da, din capitală. Dar haideți să vă spun și experiența mea plăcută la un restaurant din Târgu Neamț, unde tot așa am găsit acel
restaurant și am mers să mâncăm acolo pe baza recenziilor, pentru că am văzut că dintre toate restaurantele pe care le-am găsit, avea cea mai mare notă de pe Google și cele mai bune recenzii. Acest restaurant se numește Moldavian Burger, se află în Târgu Neamț, are 4,9 pe Google din 3489 de recenzii, ceea ce mi se pare un lucru extrem de greu să te menții pe o notă atât de mare din așa multe recenzii. Serviciile, bineînțeles, nota 10, mâncarea extrem de gustoasă și culmea, adică văzând pozele pe Google, în gândul meu a fost, băi, deci cum arată mâncarea, locația, e extrem de scump, 100%, dar totuși hai să vedem. Mâncarea nu pot să zic neapărat ieftină, dar cu banii ăia mănânci cam oriunde. Baza recenziilor, noi am mers la acest restaurant, am mâncat, ne-am simțit bine, atmosferă foarte mișto și pe bani puțini. Adică să nu exagerăm că era scump, chiar au prețuri super, super, super decente. Și da, din punctul meu de vedere, recenziile din online îți pot crește sau îți pot diminua activitatea. Pentru că dacă ai recenzii proaste și lumea le citește, automat nu o să vină la tine, iar dacă ai recenzii bune, o să vină. Cam ăsta a fost și clipul de azi. Dacă ți-a plăcut și dacă ai rămas cu cel puțin o informație, nu uita să te abonezi la canal, să dai un pumn butonului de like și până data viitoare aveți grijă de voi.